Prezent la Buzău într-o primă vizită oficială în teritoriu, premierul Sorin Grindeanu a avut și o întrevedere cu primarul municipiului Buzău, Constantin Toma. La finalul întâlnirii, primul ministru a făcut o declarație surprinzătoare în condițiile în care edilul Buzăului îi este complet necunoscut atât ca personaj cât și ca realizări. Eu zic că tot ceea ce discutăm în perioada următoare trebuie să fie și pus în practică, mai ales având, așa cum v-am spus, un primar care este foarte bun administrator din punctul meu de vedere. Vă rog, am încredere în administratorul dumneavoastră, pentru că e un om așa cum a început în primul an, sunt convins că va ajuta Buzăul și Buzăul se va dezvolta. Declarațiile lui Sorin Grindeanu sunt însă în vădită contradicție cu realitatea. La aproape un an de când a preluat mandatul, primarul Buzăului nu are nicio realizare notabilă. Dimpotrivă, orașul este plin de gropi și neîngrijit. De altfel, în tot acest timp, Constantin Toma s-a făcut remarcat doar prin interminabile scandaluri și decizii controversate ce aduc aminte de profilul său ca administrator de firme. Ca fost patron, Constantin Toma a reușit să adune datorii de 60 de milioane de euro către bugetul statului și parteneri de afaceri, iar firmele sale au falimentat rând pe rând. Cum poate fi un patron falimentar cu conturile blocate, un bun manager și un bun administrator al orașului în ochii lui Sorin Grindeanu? Un răspuns ar fi faptul că premierul a fost pur și simplu dezinformat de anturajul de partid. O altă explicație ar fi că primul ministru a făcut o declarație de complezență de dragul partidului. De astfel, Sorin Grindeanu a mărturisit că nici nu avea programată vizita la Buzău, dar a cedat în ultimul moment la insistențele partidului. Eu azi, deși programul inițial pe săptămâna aceasta era cu totul altul, mi s-a schimbat, știam de întâlnirile pe care le au o parte din colegii mei aici la Buzău și am hotărât să vin pentru câteva ore să fiu alături de colegii mei și știți că urmează și alte întâlniri, astfel încât să văd de la fața locului și să aud anumite probleme, să încercăm să le rezolvăm. Și sigur vor urma și alte întâlniri în toate județele. În ciuda vizitei premierului Sorin Grindeanu la Buzău și a declarațiilor sale optimiste referitoare la edilul Constantin Toma, surse politice susțin că apele în PSD Buzău sunt tot mai tulburi din cauza primarului de Buzău. Nu puțin sunt cei care prefigurează o ruptură iminentă între liderul PSD Buzău, Marcel Ciolacu, și Constantin Toma, cel care nu a recunoscut niciodată sprijinul PSD în propulsarea sa ca primar și cel care lasă permanent senzația că nu ascultă deciziile partidului atât timp cât acestea îi afectează interesele.